Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și înainte de a începe să lucrăm acest model, vreau să mulțumesc și să urez bun venit pe canalul de YouTube tuturor persoanelor care în ultimul timp ați hotărât să fiți alături de mine. Cu mult respect și recunoștință, vă mulțumesc și vă urez bine ați venit. Trecând la lucru, astăzi vom învăța să facem acest model. Acest model este, în primul rând, adresat doamnelor începătoare, ca și acum două săptămâni, acest model se numește modelul Fantezia. L-am luat din aceeași revistă pe care v-am prezentat-o rândul trecut, Lumea Ucinetului, din pagina special pentru începători, Mica Școală a Croșetului. Acesta este modelul pe care îl vom lucra astăzi și pentru a lucra acest model vom folosi orice tip de fir care este posibil. Ceea ce aveți dumneavoastră acasă, adaptând croșetul în funcție de firul cu care veți lucra. Eu voi lucra, așa cum v-am obișnuit de ceva timp, cu firul Gaia. Acesta este un fir de macrame care poate fi lucrat cu croșetul 3, 3 și jumătate, 4. Vreau să specific că acest model este divizibil cu 10, deci fiecare dintre dumneavoastră, când veți începe să lucrați, veți pune un anumit număr de ochiuri, 100, 120, 60, indiferent pentru ceea ce aveți nevoie. Cu acest model puteți lucra frumoase pămlicuțe, puteți lucra bluzițe și cred că v-ar încânta să puteți învăța aceasta. Eu încet, încet voi face doar un mic campion, deci o parte, nu tot modelul. După cum vedeți, eu am lucrat aici o bucată mai mare, pentru că atunci când va veni timpul, vom trece la planșă și cu florile pe care le-am învățat să le croșetăm în tehnica croșetului irlandez, vom realiza ceva frumos. Deocamdată este o surpriză, nu vreau să dezvălui. Și veți vedea momentul când vom trece la planșă. Deci să începem să lucrăm acest model atât de frumos, care în același timp este și foarte ușor de executat. Deci eu am pus pe croșet un număr de ochiuri, nu l-am numărat, doar pentru a vă arăta modelul în sine. Să spunem că avem 40 de ochiuri, da? În momentul în care am ajuns la numărul de ochiuri de care avem nevoie, aici am lucrat, deci ultimul, voi face un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor corespunde unui picioruș dublu. Apoi voi lua odată firul pe croșet și mă voi întoarce în cel de-al patrulea ochi și voi face un picioruș dublu. Deci avem deja două piciorușe duble. Acum voi lua firul pe croșet și voi număra un număr de 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, iar în cel de-al 5-lea voi intra cu croșetul și voi face un număr de 7 piciorușe duble. Deci, în corespondența celui de-al 5-lea ochi de lanț, voi face 7 piciorușe duble.
Vor sta toate aici, fără nicio problemă, veți vedea. Avem deja două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Și cel de-al șaptelea. Dacă se va lărgi ochiul de lanț, nu vă preocupați, este normal să fie așa. Acum vom continua. Vom lua din nou firul pe croșet odată și vom număra din nou același număr de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Vom intra în cel de-al cincilea din nou. Deci diferența dintre ele este 4, în al cincilea vom lucra un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și în corespondența aceluiași ochi de lanț voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. După care voi lua firul pe croșet și din nou voi număra același număr de picioruș de ochiuri, 1, 2, 3, 4. Și voi intra în cel de-al cincilea, voi lucra din nou cele șapte piciorușe duble. Deci alternăm cele șapte piciorușe duble cu cele două piciorușe duble despărțite între ele de două ochiuri de lanț. În felul acesta se va lucra până la sfârșitul rândului. Noi când vom ajunge la sfârșitul rândului, vă voi arăta modul în care se va trece la rândul următor. Avem 4, 5, 6 și cel de-al șaptelea picioruș dublu. Acesta este un model foarte ușor și accesibil doamnelor începătoare, de aceea am și decis din când în când să fac acest tip de tutoriale. Iar acum din nou voi număra, după ce am luat firul odată pe croșet, voi număra 1, 2, 3, 4, voi intra în cel de-al cincilea ochi de lanț, voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și în corespondența acelui ochi de lanț voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Așa cum vă spuneam, eu aici fac doar un campion în modul în care dumneavoastră să puteți vedea modul în care se lucrează. 1, 2, 3, 4, voi intra în cel de-al cincilea de aici și voi face cele șapte piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar acum să presupunem că am ajuns la sfârșitul rândului. În momentul în care am ajuns la sfârșitul rândului, deci pe întreg parcursul rândului, vom alterna aceste două tipuri, aceste două raporturi. Așa. Să presupunem că suntem la sfârșitul rândului. Am luat din nou firul odată pe croșet și
1, 2, 3, 4, 5. Am numărat din nou. 5. 4 picioruși, 4 ochiuri de lanț am intrat în cel de-al cincilea. Am făcut un picioruș dublu. Voi face un ochi de lanț și în corespondența aceluiași ochi voi face un alt picioruș dublu. Acum vom trece la rândul 2. După cum o să vedeți, sunt rânduri care apoi se vor repeta. Deci primul rând va fi același. Va rămâne unicul. Apoi, rândul 2 și rândurile următoare, vă voi spune eu, când se vor alterna. Acum voi face 4, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul. Și în spațiul dintre cele două piciorușe duble voi lucra un număr de 3 piciorușe duble pe care apoi le vom închide împreună. 2, 3 și le vom închide împreună pe aceste 3 în felul acesta. Apoi voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Eu acum lucrez un pic mai larg, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce lucrez. După care, în cel de-al patrulea picioruș dublu din aceste vantai, voi face un picioruș scurt. Deci vom merge înainte și înapoi. Aici voi veni cu un picioruș scurt. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț. 2, 3. Voi lua firul pe croșet. Iar în spațiul de 2 ochiuri de lanț dintre cele două piciorușe duble lucrate în rândul anterior, vom lucra mai întâi 3 piciorușe duble. 1, 2, 3 piciorușe duble, le vom închide împreună, după care voi lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și în interiorul aceluiași spațiu voi lucra din nou 3 piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, le vom închide din nou împreună, pe toate 3, iar apoi vom închide totul. Vom continua cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, un picioruș scurt în cel de-al patrulea picioruș din evantai, deci din rândul anterior. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet. În următorul spațiu din nou voi lucra cele 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, le voi închide împreună. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, am aici un țânțar care mă necăjește și din nou în interiorul aceluiași spațiu de 3 piciorușe, de 3 ochiuri de lanț, scuzați, voi face din nou cele 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, le voi închide împreună, apoi voi închide totul, din nou repetăm
trei ochiuri de lanț, un picioruș scurt în cel de-al patrulea, picioruș dublu din evantaiul din rândul anterior, trei ochiuri de lanț, 2, 3, după care presupunem că am ajuns la capătul acestui rând. În spațiul dintre ultimele două piciorușe duble vom face din nou, iau firul pe croșet, voi face 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, le voi închide împreună, voi face un ochi de lanț, după care, în corespondența ultimului picioruș dublu, voi face un picioruș dublu. Vom fi atente aici să introducem croșetul în punctul corect. Mie mi-este un pic mai greu pentru că lucrez cu camera în față, deci vom număra trei ochiuri de lanț. Aceasta să știți. Veți număra trei ochiuri de lanț, nu veți face ca și mine. Și am terminat și cel de-al doilea rând. Acum vom continua cu cel de-al treilea și vom lucra pentru început. Trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Vom întoarce lucrul. Iar în acest spațiu creat aici, noi vom lucra un număr de 3 piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. După cum vedeți, aceste 3 piciorușe duble nu le-am închis între ele. Nu le-am închis împreună, le-am închis fiecare separat. Ceea ce urmează, luăm firul odată pe croșet, vom intra în piciorușul dublu pe care l-am lucrat în rândul anterior, în cel de-al patrulea picioruș dublu din evantai. Vom intra aici, vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și cel de-al doilea picioruș dublu în interiorul aceluiași spațiu. După care iau firul pe croșet și mă deplasez aici, în spațiul dintre cele două puncte nociolina, cum se numesc aici, deci, și vom lucra în spațiul de cele trei ochiuri de lanț, vom lucra acel evantai format din 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 5, 6, cel de-al 7-lea picioruș dublu, după care vom continua, ne vom deplasa din nou, iau firul odată pe croșet, în piciorușul scurt pe care l-am făcut în rândul anterior, voi face din nou un picioruș dublu, două ochiuri de lanț,
urmat de un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș scurt. Iau firul pe croșet, mă îndrept către următorul spațiu de 3 ochiuri de lanț și voi lucra din nou cele 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea. Voi lua firul pe croșet. Mă voi îndrepta către piciorușul scurt. Voi face din nou un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș scurt, după care mă voi îndrepta aici unde, la capătul rândului, unde știți că am făcut cele 3 piciorușe duble unite între ele, un ochi de lanț și un picioruș dublu. Deci aici, la capătul rândului, în acest spațiu, voi face un număr de 4 piciorușe duble. 1, 2, 3 și cel de-al 4-lea. Am terminat de executat aceste 4 piciorușe duble. Voi face un ochi de lanț. Voi întoarce lucrul. Și în corespondența celui de-al doilea, 1, 2, 3, nu, în corespondența primului picioruș dublu, voi face un picioruș scurt. După care, voi lua firul pe croșet, mă voi îndrepta în acest spațiu dintre evantaie, pentru că aici deja am lucrat o jumătate de evantai, aici vom avea un evantai întreg și vom lucra unu, doi, trei piciorușe duble. Le vom închide împreună. Din nou vom lucra 3 ochiuri de lanț și în interiorul aceluiași spațiu vom lucra din nou 3 piciorușe duble pe care le vom închide împreună. Avem 1, 2, cel de-al 3-lea. Le vom închide împreună aceste 3 piciorușe duble și apoi vom închide totul în felul acesta. Vom lua fără fir pe croșet. Vom face acum un număr de 3 ochiuri de lanț. Deci avem rândul 1, 2, 3, suntem la rândul 4, vom face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și vom intra din nou în cel de-al 4-lea picioruș din evantai, picioruș dublu, și vom face un picioruș scurt. Vom continua din nou cu 3 ochiuri de lanț. Iau firul pe croșet,
Mă voi îndrepta în următorul spațiu de trei ochiuri de lanț, din trei vantaie și voi face din nou aceleași trei piciorușe duble. 2. Trei piciorușe duble le voi închide împreună, voi închide apoi celelalte, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și din nou în corespondența aceluiași spațiu voi face alte trei piciorușe duble, 1, 2, trei, le voi închide împreună, voi închide totul, voi face din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt în cel de-al patrulea picioruș din evantai, deci picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, vom intra din nou în spațiul celor trei ochiuri de lanț și voi face din nou 1, 2, 3 piciorușe duble, le vom închide împreună, vom închide și cu celelalte. Voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, din nou 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, le vom închide împreună, apoi vom închide totul. Voi face un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și voi face un picioruș scurt în ultimul picioruș dublu pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Deci aici vom face un picioruș scurt. Acesta este modul în care noi vom lucra. Acestea sunt primele rânduri, rândurile de bază. După ce am lucrat aceste rânduri, vom continua rândurile următoare, începând din nou cu rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Deci se vor repeta. Și în felul acesta puteți lucra, așa cum vă spuneam, o bluză, fie puteți lucra o pămlicuță, ceea ce doriți dumneavoastră. Oricum, acest punct, fantezia, este foarte atrăgător, după cum ați văzut, așa cum v-am spus și eu l-am lucrat aici, un pic mai multe rânduri am făcut pentru că aveam nevoie de înălțime necesară, iar când va veni momentul cu ceea ce eu am lucrat aici, așa cum am promis, ne vom întoarce la planșă și vom învăța să facem ceva deosebit. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut acest punct fantezia din mica școală a croșetului. El se prezintă în acest mod, iar noi ne vom întâlni cu noi tutoriale la fel de interesante. O zi bună tuturor și spor în tot ceea ce faceți! La revedere!